ne aflăm pe terenurile fermelor Agromad, mai exact la ferma numărul 3 din Clinceni. Am venit astăzi pe acest teren pentru a observa un experiment pe care noi vrem să-l observăm. Mai exact, este o rapiță care a răsărit în luna ianuarie, la începutul lunii ianuarie, și ne-am decis să o păstrăm pentru a vedea care este potențialul unei asemenea culturi în condițiile în care răsărirea a fost deficitară, seceta în continuare este prezentă. Este samulastră și atunci ne-am decis să alegem cel mai rapid antigramineic și din experiențele noastre din anii trecuți, agilul a fost alegerea cea mai eficientă întotdeauna. La două zile, deja rădăcinile au început să se îngălbenească și creșterile tinere și-au schimbat culoarea. Am dat agila cu două zile, dar vedeți că temperatura este scăzută și probabil imediat cum se va încălzi, terenul își va schimba culoarea și vor rămâne doar plantele de rapiță. Este erbicidul care practic nu lipsește din cultura de rapiță. Agilul a fost cel mai eficient întotdeauna. În acest caz, noi aveam nevoie de a alege un produs care să fie foarte rapid. Observăm o ușoară rigidizare a frunzelor, semn că planta a asimilat erbicidul și deja este în plantă și efectele sunt vizibile. Este un aspect de metalizat a frunzei. Am uitat la rădăcină că se observă că perișorii absorbanți au început să se îngălbenească. Își face treaba 100%. Eu zic că va avea șansă. Noi am decis chiar să riscăm și să o păstrăm și pe cea care a răsărit mai târziu și pe cea care are densitate mai proastă, pentru că rapița este cultura care aduce întotdeauna primii bani atât de necesari într-o fermă. Am folosit și produsul Mavric de la Adama în anii din urmă, pentru că în zona noastră vin foarte mulți apicultori și este unul din insecticidele cele mai prietenoase cu albinele. Adama este, avem o relație deosebită. Specialiștii acestei companii au fost tot timpul prezenți în fermă, îi consultăm dacă avem nevoie de un sfat tehnic, ei sunt prezenți. Relația este foarte bună. E o relație profesională, o relație tehnică deosebită cu reprezentanții acestei companii. Modelina Danciu este numele meu, reprezentant Adama pe zona de sud. Îi mulțumim doamnei inginer pentru încrederea acordată și o asigurăm de tot sprijinul nostru pe mai departe. Mulțumim, doamna Silvia! Vă mulțumim și noi!